Un politician de rang mare ar fi fugit cu banii unei cursante. Cel puțin așa susține femeia care spune că s-ar fi înscris la un curs de etică și moralitate, culmea, și ar fi rămas și fără lecții și fără bani. Aceasta ar fi încasat banii de cursuri, acesta ar fi încasat banii de cursuri în avans și nu ar mai fi ținut evenimentul. În plus, acuză femeia, demnitarul ar duce cu zăhărelul de peste o lună și ar promite că îi va înapoia banii, însă acest lucru încă nu s-a întâmplat. Despre acest subiect vom discuta cu invitații noștri. Jessy, moderator Gold FM, bine ai revenit, Jessy. Bine v-am regăsit. Alina Petre, consilier pentru dezvoltare personală, bine ai revenit, Alina. Bine v-am regăsit. Și între cele două, doamne, iată Sorin Ovidiu Bălan, jurnalist de investigații. Bine ai revenit, Sorin. Salut, Mona, minunat. Iar în legătură directă cu noi prin Facebook este Dana, tânăra care susține că a fost țepuită, putem spune chiar și așa, de către deputat. Bună ziua, doamnă! Alo, bună ziua, mă auziți? Da, bună ziua, auzim și vă și vedem. V-ați spart un pic masca să puteți respira sau că nu înțelegem? Da, este foarte cald aici, sunt 32 de grade și nu pot să respir. De asta mi-am spart masca la gură. Ok. Dana, o să-ți spunem, nu vrei să-ți arăți adevărata identitate și până la urmă este dreptul tău. Însă vorbim despre un politician, despre un deputat. Atenție, o să te rog să nu-i dăm numele decât dacă domnul va dori să intervină și să dea un drept la replică. Și atunci sigur că vă putea da și numele dumnealui. Dar mare rugăminte să nu-i pronunți numele acestui deputat. Să ne spui însă despre ce s-ar face el vinovat. Ce s-a întâmplat? Păi, în 2020, la sfârșitul anului, l-am cunoscut, mi-a oferit consultanță politică, contra cost, bineînțeles. Nu m-am prezentat fizic la cursurile acestuia, pentru că au fost exclusiv online, dar am achiziționat pachete premium. Asta înseamnă că aveam incluse în aceste pachete premium întâlniri 1-1. Am avut o singură întâlnire 1-1 cu el în decembrie anul trecut, în jurul Crăciunului, când m-a și convins să achiziționez alt pachet pentru un curs de etică și nu am mai ținut cursul. Deci este aproape un an de zile de atunci. Nu mă duce cu zăhărelul de o lună, mă duce cu zăhărelul de un an de zile. Dar n-are legătură cu pandemia sau cu alte lucruri? Adică e acum după pandemie, să înțeleg, da? Cu războiul. Spune că s-a dus în Ucraina ca să facă reportaje pe acolo și că a cheltuit foarte mulți bani și că are datorii. Dar acest deputat are dumnealui competența profesională, nu știu, de a ține cursuri de etică și moralitate? Adică are specializare pe acest domeniu de, nu știu, de știință, o pregătire din asta specială? Sau ce anume îl recomandă pe domnul deputat să țină astfel de cursuri? S-a autorecomandat prin faptul că ar fi citit peste 100 și ceva de cărți, a spus că o să pună niște rezumate pe site-ul pe care dânsul l-a creat. Poți să spun numele site-ului? De preferabil nu. Haideți să nu facem niciun fel de reclamă. A fost un site fals, nu mai există, a fost un site fals, ceva cu filozofie, pe care nu a uploadat niciodată materiale, a încasat numai bani, avea un link acolo prin care puteai să plătești cu cardul. Înțelegerea era că la pachetele astea premium, la care eu am făcut și poze la ecran atunci, vom avea acces la un grup de WhatsApp care se numea Etică și Sensul Vieții, întâlniri 1-1 pentru cei care plăteau pachetul premium și materiale. Materiale însemnând rezumatele cărților pe care acesta le-a citit. Acestea n-au fost niciodată uploadate, întâlnirea 1-1 nu s-a mai întâmplat și de pe grupul de WhatsApp am fost scoasă vineri. Și am fost chiar acuzată public, ca să vadă și ceilalți membri, că, vezi, doamne, n-aș da dovadă de înțelegere și că aș avea probleme psihice, ceva de genul. Dar ce spun ceilalți membri ai grupului? Că presupun că nu ești o singura cursantă care a luat țeapă, nu? Păi, de unde se știe dacă m-a scos de pe grup? Na. Știți ce voiam eu să vă întreb? Acest domn are certificare pentru așa ceva? Are un PFA? Are o firmă către care ați plătit? Sau pur și simplu către contul lui personal? Pentru că dacă nu există o certificare dată de Ministerul Muncii și dânsul nu are un PFA sau o firmă, este ceva ilegal, înțelegeți? Adică eu nu pot să țin niște cursuri dacă eu nu am o certificare. Dacă nu sunt autorizată să fac aceste cursuri. Și domnul Bălan a citit peste 2000 de cărți. Asta nu înseamnă că poate să vă dea să facă aceste cursuri. Înțelegeți ce spun?
De unde să fi citit? Are, adică v-ați interesat prima... de el? A mai făcut? Are o acreditare din partea cuiva? Sau doar s-a trezit și el să-și facă un site să spună că a citit 100 de cărți? Deci, prima participare a fost primită cadou, nu am plătit-o eu, celelalte le-am plătit eu. Am două facturi primite de la o firmă al cărui nume nu-l voi da, dar se pare că este un startup. A fost înființată această firmă de către el, probabil cu scopul de a obține acei 40.000 de euro fonduri nerambursabile de la stat, cred, nu am verificat încă. Iar pentru ultimul curs la care mi-a dat seapă, nu am primit factură, am numai screenshot-ul de la bancă unde apare numele lui personal și un număr de registrare, pentru că a fost destul de inteligent încât să încaseze banii prin acel link. Deci se creează un link undeva la o bancă ceva din America și banca respectivă încasează suma de bani. Acreditare nu știu dacă are, chiar ar trebui verificată chestia asta. Mă simt puțin vinovată că nu i-am băgat numele pe Google și nu am căutat părțile lui negative. Acum că le-am căutat, mi-am dat seama de niște chestii foarte dubioase. De exemplu, pe pagina Camerei Deputaților are întotdeauna declarat zero la venituri și la conturi și la tot. Deci n-ai cum să fii deputat și să n-ai nici măcar un cont bancar. A fost și consilierul primului ministru al domnului Ponta. La fel, când a fost consilierul lui Ponta, a declarat zero, nicio proprietate, nimic. Totul este public. Nu, dar asta nu e neapărat de acuzat. Adică pot fi astfel de deputați care să, nu știu, meargă acolo și să ajungă acolo din convingere sau pentru anumite acțiuni sau pentru anumite idei sau opinii pe care să le spună în spațiul public și pentru care să capete o anumită notorietate sau popularitate. Da, eu cred că toți sunt așa. Partidul l-a luat pentru că a avut un, să zic, un nume bun sau un anumit electorat. Bun, cine știe. Și nu trebuie neapărat să aibă bani când... Când face un curs. Da, dar în momentul în care tu dai lecții oamenilor despre moralitate și etică și faci parte de 20 de ani de zile numai din firme falimentare și care nu au nicio activitate declarată, eu zic că lasă ceva de bănuială, adică nu poți... Da, da, vezi, tu o spui acum. Era bine dacă te interesai înainte să dai cei 1500 de lei plus încă vreo 150 de euro sau cât ai mai dat pe aceste cursuri. Probabil pentru faptul că s-a întâlnit față în față cu acest deputat, a ales să vireze și banii aceia. Eu aș vrea să te întreb câte persoane erau pe acel grup? Acel grup unde aveau acces doar clienții premium, spuneai tu. Nu, aveau acces și cei care nu erau premium, deci aveam și opțiunea de observator, așa se numea, cu o sumă infimă, gen 100 de lei, puteai să fii observator. Și eu bănuiesc că majoritatea erau observatori, probabil că, nu știu, clienți premium am fost 2-3, nu știu cât am fost în total. Dar ce ți-a surâs, Dana? Spune-mi drept, ți-a surâs renumele acestui deputat, funcția de deputat, că după ceva te-ai dus din moment ce nu te interesase și înainte, dacă are acreditarea și formală și, cum să zic, profesională de a ține cursuri de etică și moralitate. Ce ți-a surâs? Faptul că dacă e un deputat nu poate să dea țepe sau ce anume? Da, funcția deținută implică și un anumit nivel de moralitate. M-am gândit că nu are cum să facă o gafă ca asta pentru o sumă așa mică, o numesc eu, la renumele lui. Și chiar am avut încredere, a avut puterea de a mă convinge. Na, Doamne, deci apropo de etică și moralitate și de deputați, dacă ne uităm la ce se întâmplă în spațiu public acum, ți se pare că cele trei noțiuni nu s-au întâlnit niciodată în viața asta? Nu există. Bun, situația este așa, tu ai probe pentru ceea ce faci, pentru că, iată, noi încercăm să-l sunăm pe acest deputat. Dacă va dori să intre în legătură directă cu noi și să-și spună punctul de vedere, ar fi foarte bine. Dar tu ai probe pentru aceste lucruri? Adică ai dovada că ai virat banii aceia? Scrie acolo curs de moralitate și etică și așa mai departe? Da, cum să nu? V-am trimis deja la redacție screenshot-uri și sunt și facturile care le-am pe mail, am tot. Dar ne-ai mai trimis și mesaje, discuții pe care le-ai avut cu acest deputat și, într-adevăr, este trecut numele lui acolo. Acum nu știm dacă pot fi luate în considerare ca dovezi discuțiile cu acest deputat, doar poliția sau instituțiile abilitate în justiție, dacă o să-l acționați. Dar noi nu avem voie să publicăm acele mesaje, însă
Am văzut în acele mesaje că deputatul își cerea scuze, că nu are cum să returneze acei bani, că face vizite des în Ucraina și că l-au costat vizitele în Ucraina peste 60.000 de dolari. Păi eu aș vrea cumpără rachetele lui Putin. Dar ce caută pe banii clienților în Ucraina? Că bănuiesc că merge pe banii guvernului, că sunt vizite oficiale, nu se duce pe front. Sau nu? pentru ce cheltuise Dana acei bani? Poate n-am înțeles eu bine cei 60.000. Nu, 60.000 de euro a spus că sunt datoriile lui personale, că la nivelul ăsta s-a ajuns în momentul ăsta. Dar să mă întrebe și pe mine cineva datoriile mele personale, care sunt ale tale, Sorin? Velea, poate ai și tu un credit ipotecar ceva. Din păcate, și noi avem. Ce facem acum? Ne apucăm să ținem cursuri despre, nu știu, orice, să luăm banii oamenilor și după aceea spune, nu mai avem cum să vi dăm, că avem și noi niște datorii, asta se numește scrocherie. Asta se numește scrocherie. Nu mai poți să-ți dau banii înapoi, dar nici nu poți să-ți prestezi servicii. E de neînțeles, pentru că nu vorbim de o sumă foarte mare, dar o să spunem care este suma imediat după o scurtă pauză de publicitate. Trebuie să luăm... După pauză, intră domnul deputat cu noi și e important să facă asta. Știți de ce? Pentru că noi poate... Chiar dacă nu-i dăm numele, că avem această lege a CNA-ului, nu-i dăm numele, dar presa scrisă poate când vrea ea să-i dea, căci ea are alt regim. Acolo se poate, aici nu.